0, 4, 5, 6, 3, da? Numărul 7 e numărul meu preferat. Dar și 1. De fapt, numărul meu preferat e 23. Întotdeauna am 23 pe tricou, dar nu de la Jordan, cu toate că a fost mare. Știi că Jordan avea la basket numărul 23 și plăcea să joc de naștere. Da, în cauza că în 23, da. Datorită faptului că în 23 februarie ziua mea de naștere, tocmai au trecut. Ai început cu Jordan, tatăl tău a fost boxer profesionist. Da, au fost profesionisti mult spus, pentru că în România în perioada aia nu exista box profesionist. Adică exista și nu exista. E de amator, practic. Exista și nu exista. Adică nu mă pricepe așa de mult la box, de asta nu vreau să zic prostii. Dar, bun, tata a fost campion național la juniori, nu la seniori, de două ori și de trei ori vicecampion, dar era la fel de serios ca la seniori. Deci nu era... Mi-aduc aminte când povestea, când eram copil, că practic când trebuia să slăbească ca să fie în greutatea în care optimă și unde participa, practic cam o săptămână jumate nu mânca decât cam o tabletă de ciocolată pe zi sau nici măcar. Și povestea ca încălzire... Fugea, locuiau la gară, lângă gară, în Cluj, fugeau până în Parcul Babeș și înapoi, asta era numai încălzirea, peste deal, peste cetățuie. Asta era numai încălzirea, deci până în Parcul Babeș și înapoi. Nu-i foarte mult, practic, pentru un sportiv foarte de performanță, bănuiesc că ăștia de la rugby fugeau în tot jurul Clujului și ăștia de la fotbal fug foarte mult, adică condiția fizică. Descălzire. Bine, dar tata a fost boxer și asta vreau să, asta de acolo am început, că într-adevăr, dacă... El nu m-ar fi crescut pe mine cu dorința de a fi cel mai bun, ca asta mi-a dus-o tot timpul ca și copil, probabil că n-aș fi ajuns unde acum, aici pe scaun lângă tine. La asta nu m-am gândit. Da, dar, ce chestie înseamnă că pe amândoi ne-a crescut tatăl tău. Că și eu am ajuns pe scaun cu tine, știi? Și atunci poate că tatăl nostru a fost comun prin creșterea noastră în timp ce noi făceam sport. Tatăl nostru a fost comun, asta e o chestie mai complicată. Care, da, 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 nu se poate. Da. Să nu... să nu divagăm, știi? Nu, nu, nu. Dar oricum, progresul pentru tine face foarte bine, Ghiță, fiindcă oriunde ai fi pe mapa mond, că circuri foarte mult, poți să joci Counter-Strike. Da, oricum, da, mă joc la computer prea mult, da. Păi, cum să zic, asta a început, pentru că la început, bun, meseria noastră, sunt două lucruri foarte importante în meseria noastră, să ai foarte mult talent și să fii, să ai curajul de a ieși pe scenă. Astea două lucruri, fără astea două lucruri nu poți să ieși, să ajungi nicăieri, dacă n-ai curajul să ieși pe scenă, pentru că cunosc mulți talentați, oameni talentați care n-au făcut pentru că n-au avut curajul să iasă pe scenă. Și Maleta, așa, soția mea, de exemplu, are calități extrem de bune pentru balet, adică un corp, ar fi avut un corp minunat dacă lucrea și ar fi ajuns la maxim de... Să nu spui că Florina are trac. Are trac de scenă? Nu, dar nu, a avut dorința și un pic de tot, nu și-o dorit să fie chiar așa de mult artistă mare, da, pe lângă, zic așa. Pe lângă talent, pe lângă faptul că ai curaj de a fi pe scenă, pe lângă toate calitățile vocale de care, cu care te naști, de exemplu, și care ți le perfecționezi, eu zic că trebuie să ai și un pic de șansă. Norocul e foarte important, clar. Clar, asta nu intră în discuție. Dar mă refeream la altceva. Adică la începutul meseriei, primii ani în care am început să cânt în străinătate, aveam un pic mai multă frică de scenă. Pentru că până te obișnuiești, până când ajungi la nivelul respectiv, nu știi încă exact cum sunt întâlnirile cu dirijorul, nu știi cum e întâlnirea cu regizorul, la început am și simțit în primii ani când mergeam prin operele mari, că practic pianiștii nu sunt acolo numai pentru ca să te ajute să faci repetițiile, ci și un fel de controlul teatrului asupra cântărețului, adică să fie sigur că ești în stare să faci spectacolul, pentru că la început când ai un nume trebuie să demonstrezi, iar până demonstrezi există și controle, știi, adică practic era un fel de întâlnire către, da, către practic, conducere. Na, și atunci există un stres în timpul repetițiilor și acum nu mai există pentru mine. Dar exista un stres care reușeam să-l blochez prin a mă relaxa jucându-mă la computer foarte mult. Adică înainte de spectacole importante, seara, ca să nu mă gândesc la spectacol, mă jucam atât de mult la computer până când mă epuizam. Și apoi dormeam și mă trezeam a doua zi. Da. Și a doua zi era mai mult mai ușor pentru că reușeam să dorm cu adevărat, adică să dorm profund și bine pentru înainte de spectacol. Și asta a fost... La asta m-a ajutat foarte mult jocul pe computer, ca să zic așa. Știi? Mă gândesc acum la un neurochirurg
foarte renumit în România, care are un hobby, care chiar i-am zis că dacă tu n-ai avea hobby-ul ăsta, toate operațiile alea și tot ce îți acoperă mintea și trebuie să fie de precis, nu cred că ai reușit și nu de dreptate. Dacă n-ar avea un hobby în care el să evadeze, să uite de foarte absolut. Foarte important tot, să avem hobby-uri. La mine e un pic prea exagerat, pentru că am prea multe hobby-uri. Da. Îmi place să joc tenis de masă, da, pentru că am făcut când eram copil. Îmi place să joc basket, pentru că am jucat basket cu cel mai bun jucător din Cluj, an la rând. Îmi place să joc șah, nu mai îmi place atât de mult. Adică îmi place și recunosc că este unul dintre poate cel mai frumos joc care există. Și bineînțeles că depinde cel mai mult de inteligență. Adică e atât de frumos și de interesant jocul ăsta. Îți dai seama, cel mai mare campion din lume joacă simultane cu câte 20 de oameni care sunt aproape la același coeficient de inteligență cu el și cu toate astea îi bate pe toți. Adică ce diferență de intelect există totuși între... Și probabil că și talent pentru jocul respectiv, dar extrem de mare diferență de intelect. Adică să ajungi să fii numai puțin mai inteligent ca restul și totuși să fie destul așa fel încât să bați 20 care sunt aproape la fel de inteligenți ca tine. Da. Bine, am fost și pasionat când eram mic, pentru că am avut și jucători care mi-au plăcut foarte mult. Capablanca și Alehin și Botvinnik și Bobby Fischer și așa mai departe. Și am citit și cărți despre astea. Da. Alehin era jucătorul meu preferat cu toate că nu era cel mai talentat. Cel mai talentat se spune că în istoria lumii a fost Bobby Fischer și Capablanca. Nu, nu vrei să dau... Nu vrei să dau geaca. Nu sunt încălzit okay, aici, într-adevăr, am dat drumul la... Îți foarte bine, jumătate. Nu-ți face greșe. Nu? Nu, Capablanca asta, știi că astăzi au fost făcute teste, că sunt alții mari jucători de șah astăzi. Atât ați mai spun și după aia tac. Doamne, adică nu o să taci. Dar nu, da. Capablanca asta a fost testat de către computerele moderne și se spune că, având în vedere că ăsta a jucat prin anii 1920, 40, 50, atunci, la începutul secolului, a făcut cele mai puține erori posibile pentru un jucător de șah comparat și cu jucătorii din ziua de astăzi. Neavând, știi cum, un jucător de azi de astăzi de șah are mult mai multă posibilitatea să învețe mult mai mult despre șah și ce greșeli să nu faci și așa mai departe. Adică totul a evoluat. Tehnica. Și cu toate astea, Capablanca asta chiar și în anii aia nu făcea greșeli. Adică era ceva incredibil cât de mult talent avea. Iar Alehin, după ce a reușit să câștige odată împotriva lui un campionat mondial, l-a evitat pentru 10 ani ca să mai joace cu el. Pentru că știa că e extrem de talentat și probabil că nu mai avea mai șansa să câștige doar. Nu știu mai multe despre și nici n-are să vorbim, pentru că nu sunt chiar așa de pasionat de șah, dar astea sunt lucruri interesante așa care mi-au plăcut întotdeauna. Excelent. Îți aduce aminte de primul tău spectacol din străinătate? Unde a fost și când? Da, bineînțeles. Da? Primul meu spectacol în străinătate a fost la Roma în 2000. Roma? Da. Și a fost la Bohème de tineri, Boema pentru tineri a fost așa, la Boema de Giovanni a fost considerată și în primul caz era Rolando Villazon și eu trebuia să cânt cu el în Marcello. Pe restul nu mai țin minte pe toți, dar dirijorul a fost Marco Balderi, un dirijor care a venit și la România și a dirijat sub adică am cântat la Brăila. Da, la Brăila, că am câștigat acolo marele premiu la cum îi spune, la Harry Clea d'Arclay, competiția care organizată de către, din păcate, Nicolescu, doamna Nicolescu. Deja moartă doamna Mariana Nicolescu, o mare, mare artistă a României, nu? Și care a făcut foarte mult pentru cântăreții din România. Asta este adevărul, adică până și eu trebuie să recunosc că am învățat foarte multe de la ea și am fost deseori la... Bun, am participat la concursul respectiv, după care am făcut câteva concerte organizate de către dânsa la București. Da, și a fost întâlniri foarte Italia, frumoase cu ea și am învățat multe lucruri de la ea și despre cânt și așa mai departe. Adică a fost o personalitate extraordinară și nici nu vine să cred că a murit. Chiar anul trecut a murit, acum nu de mult. Adică, Dumnezeu să-l dinească, Marge. Așa zicem și eu. Ghiță, în tot parcursul ăsta al tău de câți ani ești pe scenele internaționale? N-am apucat să zic, dar în 2000 am cântat la Roma și am cântat cu Rolando Villazon, unul dintre cei mai mari tenori ai lumii, în momentul respectiv. Pavarotti cânta în Tosca, în același timp, Tosca de 100 de ani, de când a fost compusă. Celebra a fost, cu Ines Salazar, dirijată de către Domingo și cu Juan Pons în Scarpia. Spectacolul la care am reușit să merg la Generală, să stau în sală, unde soția mi-a și făcut poze cu Luciano. Eu am fost prea timid ca să cer și de asta n-am nicio poză cu Luciano împreună, cu Pavarotti. Și eu am cântat în Boema de Giovanni, unde m-am mutat în castul 2. Pentru că italiana mea nu era perfectă, cu toate că vocal aș fi fost mai talentat decât cel care a cântat după aceea în primul cast. Dar a fost o palmă pe care am primit-o așa de la începutul carierei, de la care am învățat multe. Și de asta am vrut să vorbesc despre asta, știi, că era... Deci chiar primul
primul lucru pe care l-am făcut a fost ușor negativ-pozitiv. Adică negativ pentru că m-am mutat în casă 2, pozitiv pentru că am învățat foarte multe din asta, știi? Negativă, pozitivă. Da, păi... Pozitivă, negativă. Știi cum, e palme în viață care știi după care, de la care înveți. Înveți. Și astea sunt importante, știi, să înțelegi că au fost niște palme și e foarte important să și înveți din ele. Foarte important să ți le, să-ți modifici. Dacă nu a fost vina nimănui, a fost efectiv vina mea. Și m-am gândit că, practic, regizorul m-a mutat din casă 2 în casă, din casă 1 în casă 2 pentru că celălalt bariton, într-adevăr, era un actor senzațional, știi? Și am crezut că de asta, dar nu, de fapt, am auzit după aceea că dirijorul, limba, pentru faptul că n-am fost în perfect în limba italiană și avea dreptate oricum, deci noi nu se pune problema. Și cam așa a început treaba. Dar a fost superb și pentru că am cântat acolo și mi s-a văzut talentul, chiar am rămas să mai fac încă un contract după. Adică, practic, am cântat în boema asta și media după i-au făcut Le Jongleur de Notre Dame de Massenet. Și m-am întrebat dacă nu vreau să facă lugărul muzician, care e un rol un picuț mai mic, dar a fost extrem de interesant și una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea, pentru că a fost unul dintre ultimele spectacolele Gheaurov, Nicolae Gheaurov, unul dintre cei mai, mai mari bași ai lumii, cu care am cântat împreună și încă mai am video, încă de la acel spectacol acasă pe VHS. Va trebui cândva să-mi trec toate videole de pe... toate filmele video de pe VHS pe CD, pe DVD, știi? Și am cântat cu Gheaurov. Încă nu știam dacă-s bariton și tenor acolo, a venit și Mirela Freni și am rugat-o să mă asculte să-mi spune dacă-s bariton sau tenor, că mergeam foarte bine sus, nu foarte mult, mergeam până la un si bemol, aveam un si bemol bun, un si becar, un do nu-l aveam, știm că do di petto este do acuta cea mai importantă, cea mai cunoscută a tenorilor, nu? Toată lumea zice do di petto. Do de piept. Cine are? Păi mare da, lucru dacă ai si bemol, spune, nu? Că, așa se numește. De la caz la caz. De la caz la caz. Pe care eu nu l-aveam încă în perioada respectivă. Adică astăzi îl am, dar atunci nu l-am avut. Astăzi l-am prin tehnică, nu neapărat prin naturalețe. De obicei când ești tenor, știi cum e, 200 de piept, o vine de la natură. Adică l-ai practic pentru că vocea ai născută pentru întinderea respectivă. Nu mi-am dorit niciodată să fiu tenor. Nu, dar... Cam asta, știi cum e, dacă ești mașină de raliu, trebuie să te duci la raliu, dacă ești Formula 1, trebuie să te duci la Formula 1, cam așa și cu să fii tenor, bariton și bas. Dacă te-ai născut să fii tenor, ești tenor, dacă nu, nu. A. Și Mirela nu mi-a dat atunci niciun răspuns, știi că chiar una dintre cele mai mari probleme ale vieții mele artistice în momentul respectiv, adică nu știam că ești tenor sau bariton și... M-am confruntat an la rând cu întrebările astea, știi? Pentru că vocea mea e între tenor și bariton. Întotdeauna a fost. Adică am mers foarte bine ca și tenor până acut, dar că pe ieșit datorită unei așa zise ușurințe vocale pe care le-am, probabil de la natură, care îi a creat această confuzie. Pentru că mi-era foarte ușor să urc la limitele vocii de bariton și peste. Peste și atunci e clar că te întreb dacă ești cal sau măgar, știi? Și nu știu dacă ești cal sau măgar. Ai făcut rol de tenor pe scenă? Nu, rol de... Ba, am făcut aici, când eram la Academia de Muzică din Cluj, am făcut ca și student, am cântat quartetul din Rigoletto. Pentru... A, dar nu-i tot rolul. Nu tot rolul, am făcut numai multe părți. Dar totuși e foarte greu pentru că urcă până în sine natural, știi? Și trebuie să cânti Bella filia dell'amore și întinderea e destul de înaltă. Știi, foarte înalt pentru un bariton. Care e la bemol non-stop și si bemol și si becar. Adică sunete care baritoni nu ajung. Așa de ușor. Majoritatea nu ajung și aia care ajung nu ajung ușor. Adică, da. Și asta termin. După asta schimbăm subiectul. După fiecare termin. Am cântat atunci, după aia, în casă 2 cu Stefano Secco, un tenor care și astăzi este unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, unul dintre cei mai faini tenori italieni. Da. Nu, în Boema de Giovanni. Am trecut în casă 2. Și am cântat în casă 2 cu Stefano Secco, cu care m-am prietenit de atunci și n-am mai terminat. Și păstrez da. Și am cântat foarte mult după aceea cu el. Am cântat Boema, am cântat Balmascat, cred că am cântat Trubadur împreună. Nu, Trubadur nu l-am cântat, am cântat Balmascat. Traviata, am cântat multe spectacole. Există un rol care îți este cel mai aproape de tine și de felul tău de a fi sau nu neapărat de felul tine. De a fi, îți place ceva foarte la care ai zice, vine un impresar și spune mâine Ghiță, în opera care îți place ție cel mai mult, în aia vreau să faci la Da, dar există o contradicție aici. Adică, practic, rolul care mi se potrivește cel mai mult
cel puțin asta cred eu și fiecare dintre noi crede să... Din punctul de vedere. Da, din punctul meu de vedere. Fiecare despre noi trebuie să avem părerile noastre, nu? Le avem, cred. Le avem. Majoritatea, fiecare le are părerile. 100% le avem. Despre... Nu? Poza, marchizul de poza din Don Carlo, mi se potrivește, cred că, cel mai bine ca și... ca și rol, ca și caracterul rolului, ca și un om extrem de pozitiv, un om care se luptă pentru binele societății, pentru binele umanității și care ajunge și să se și sacrifice din punctul ăsta de vedere. Și cred că și eu aș fi fost în stare să fac același lucru dacă ar fi fost nevoie. Știi? Te fi sacrificat? Da, probabil. Probabil că aș fi fost în stare dacă era așa, asemenea situație, știi? Interesant, da. Lucrul ăsta. Adică... Pentru un anumit țel, un anumit țel mare, știu că sacrificat. Da, știu că e penibil și cu cât trece timpul mai mult îmi dau seama că... Ghiță, un sacrificiu ai făcut, fiindcă tu nu ai viața oricui. Din cauza că ai așa de mult de cântat și la nivel foarte înalt, un sacrificiu există. Da. Cred eu. Așa. Există un sacrificiu, adică, pentru că și eu mi-aș dori mult mai mult să am mai mult timp liber, să stau, să vin să stau cu voi, cu prietenii mei cei mai dragi, cu familia, cu oamenii cei mai dragi. Pentru că timpul trece, am 47 de ani și nu, cum să spun, 47 totuși nu-i 60, nu-i 70, nu-i 80. Și nu-i nici 18. Problema e că realizez din ce în ce mai mult că oricând se poate opri viața, adică orice se poate întâmpla, poți să ai un accident, poți să, nu știu, orice ți se poate întâmpla. Asta e clar. Având în vedere că am avut de părinți care au fost bolnavi amândoi și tata a făcut 4 accidente vasculare cerebrale, înțeleg moartea mai mult decât persoane care nu s-au întâlnit cu ea. Tatăl tău o contat și foarte mult că a făcut box și în fumanul tinerețe. Și, na, adică au făcut multe greșeli la viața lui. Nu știu dacă greșeli, că nu-ți dai seama că faci greșeli. Păi nu-ți dai seama. Alea le faci în perpetua viață. Îți dai seama că faci greșeli. De exemplu, eu am un pic de diabet și astmatic și probabil că dacă aș fi atent și aș slăbi, și n-aș mânca cum îmi place să mănânc, probabil că mi-ar fi mult mai bine și aș fi mai bine, mai sănătos, probabil, per total. Poate că dacă n-ai avea așa o carieră... Dacă aș avea, nu e vorba de carieră, dacă aș avea forța și dorința intelectuală și forța, pentru că e vorba de o forță, să pot să-mi schimb modul de a gândi și să nu-mi fie așa de poftă și să nu fie așa un animal, așa. Deci așa de un predator sunt. Oribil, cum îs. Da. Că sunt niște predatori oribili. Da, am văzut la restaurant chiar că cum ți-a bine, dus. Bine, dar a fost de ziua mea. A fost de ziua mea. A fost un eveniment, special. Nu mănânc zilnic așa asta, neștit. Da, e una dintre, problemele mari ale vieții mele. Da. Dar e o problemă existențială acolo în mâncare, înțelegi? Pentru că tot timpul zici dacă e ultima dată când mănânc. Așa orice poate fi. Asta e problema cea mai mare, da. Știi că e de râs. E dar bine să trăiești viața de parcă ar fi ultima stai zi. Stai acolo și vine un tiramisu care îți place enorm și îți dorești să-l mănânci și stai să te gândești, știi? Sunt sclavul lui sau nu? Și aleg desfer să fiu sclavul lui, n-am ce să fac. Dar de fapt el e sclavul tău, că tu îl mânci pe el. Da, nu el te mănâncă pe tine. Lui, pentru că el îți mănâncă sănătatea, dar tu îl mânci pe el. Da, mănâncă sănătatea, da. Ghiță. Cel mai penibil, nu-i penibil, cel mai greu moment pe scenă, dacă a existat, care ție ți s-a părut că a fost cel mai greu și ți-a fost foarte greu să treci peste el, dar pe scenă, în spectacol, a fost un moment din acesta? Nu în particular, adică nu am avut niciodată așa un moment în care, adică nu neapărat... Nu pe scenă? Nu un moment particular, adică nu un anumit moment. Toată cariera e grea, în sensul că nu există seară în care să nu ai la un moment dat un moment în care să simți că ai fi putut să faci mai bine, un moment în care să simți că ai greșit și așa mai departe. Dar mereu asta după fiecare acum, seară. Ce să spun? Hai să spun că poate cel mai greu mi-a fost să cânt la Scala, în sensul că cea mai mare presiune pe un artist, pe un cântăresc de opere la Scala, e cel mai dur public din lume. Adică? Și Madrid mai e așa un public. Un public care te buește foarte ușor. Adică ție un bu, una, două, sau te, știi, aplauze negative, ca să zici, cum să spune. Pur și simplu, dacă nu i-a plăcut. Gândește-te că la Scala Pavarotti a fost buit. A cântat nu știu câți ani, s-a întors, a cântat Don Carlo și i-a scăpat un sunet după care a fost buit în ultimul hal. Bastianini a fost buit la Scala. Cântăreț mare a fost buit la Scala. Roberto Alani a fost buit la Scala Naida, nu? Și acum s-a reîntors și am cântat împreună, chiar acum în septembrie-octombrie, am cântat
Fedora de Umberto Giordano împreună. Și a făcut un succes mare și frumos și m-am bucurat că a ieșit totul extraordinar, știi? Și eu când am cântat prima dată Attila, am avut așa un fel de emoție care n-am avut în alte părți, adică un fel de trac. Nu neapărat trac, că nu mă las la trac niciodată, dar a fost un pic mai greu și mi-am dat seama orice greșeală o să fac, se poate... Și practic așa e la fiecare spectacol care se filmează și se filmează din ce în ce mai des, știi? Și aici, nu? Adică, știi cum e? Tot ceea ce spui sau când sau vorbești, n-are importanță. Doar te dai în spectacol. Rămâne oricum chestia asta, înțelegi? Și cine se uită la ea, poate să zică, bă, ce prost e vorbit ăsta sau ce prost o cântat și așa mai departe. Adică, sau o să zică, ce fain e Ghiță, fiecare spectacol, fain vorbește. De ce numai la părțile negative te gândești? Păi nu, că... Mai înainte de a începe, am când zis că emoții, nu vorbim de rău, numai emoțiile de bine vorbim. Vin. Înțelegi? Emoțiile vin de acolo. Cât ți-e frică să nu faci, să nu lași ceva negativ. Da. De acolo vin tracul, emoțiile negative. Pentru că există emoții pozitive, bineînțeles că ești în rol și așa mai departe. Transmiți. Care oricum le ai, dacă nu ești artist, dacă ești artist adevărat, le ai și te naști cu ele, dacă nu, nu. Și, și momentul cel mai frumos? Nu, și asta vreau să zic, că la scala, atunci, totuși, când ești acolo pe scena aia și vezi sala aia și când te gândești eu cu vocilina mea, cu vocița mea, aici, da, cu vociuca mea, știi? Vocelina mea. Da, cu vocița. Bocceluță. Cum putem vocelină. Să o facem vocița, vociulița. Vociulița să meargă să până la etajul 7. Da, merge, dar ca să faci impresie, pe așa o scenă mare destul de greu. Adică sau te naști un monstru, cu o voce monstruoasă. Atunci trebuie să te naști în mare sau în ocean. Sau faci ce poți cu ce ai tu. Și cam asta se întâmplă, de obicei faci ce poți cu ce ai tu. No, la scala e mai greu puțin, dar și acolo... E totuși, la sfârșit, pentru mine peste tot a fost mai mult plăcere. Niciodată n-am fost într-așa, să am atâta emoție încât să nu-mi facă plăcere. Care e teatru, opera în care de câte ori te reîntorci, îți face cea mai mare plăcere să te reîntorci? Opera ca clădire? Ca și, da, unde te simți tu cel mai bine. Oh. La care operă te simți tu cel mai bine din lumea asta? Acum, cam în astea în care cânt foarte, foarte des, mă simt extrem de bine. Adică, și asta știi de ce ține? Deține foarte, foarte mult și de cât de bine stai în locul respectiv. Acum, clar că o să zic acasă, pentru că acasă am cei mai mulți prieteni și acasă e cel mai bine acasă. No, asta e adevărat. Adică, no, bine, mă acasă, la Cluj. Acasă e cel mai bine, fiindcă ai tot. Hai să lăsăm Clujul la o parte. Da, da, da. Deci, în afară și, de Cluj. Și țara deoparte. Locurile în care îmi place foarte, foarte mult să cânt e Viena, München și Zürich. Astea trei sunt locurile în care îmi place cel mai mult să cânt. Foarte mult iubesc Hamburgul pentru că am fost acolo fix și am stat din 2002 până în 2015 și pentru mine Hamburgul e tot așa un loc special ca și Clujul. Apropo, creșterea asta... O să pare aberant că zic ca și Clujul, dar știi de ce? E ca și Clujul. Hai să spun de ce. Pentru că lucrul pe care l-am învățat în Germania la început a fost cât de multă prețire au eu pentru arta pe care o fac eu. Și am plecat dintr-o țară în care, îmi pare rău ca să spun asta, o țară care apreciază mult mai mult manelele decât muzica clasică, înțelegi? O țară în care toată lumea e medic specialist, știi? Dar nu vreau să critic pe nimeni, lăsăm poveștile. Ideea e că oricum genul clasic de muzică este clar cel mai profund per total, e cea mai mare diversitate în muzică de departe, de la preclasic la muzică modernă, romantică și așa mai departe. Îți dă cel mai mult. Da, și expresionistă dacă vrei, ce dorești tu, poți să, ca în pictură, nu? Celea generi și... No. Ziceam ceva despre muzica clasică care nu e așa de apreciată. Care nu e așa de apropiată în țara asta. Da, bine, asta peste tot. Oamenii care ascultă muzica clasică, când la Hamburg, când am ajuns să fiu fix, mi-am dat seama țara aia cât de mult apreciază genul ăsta și opera și cât ce orchestre aveau și cum suna orchestra respectivă. Oricum, chiar și astăzi, după părerea mea, este țara cu cele mai bune orchestre de departe. Nu vorbim numai de Berliner Philharmoniker sau de... toate orchestrele radio care sunt senzaționale. Anul trecut am cântat cu NDR Philharmonic din Hanover, una dintre cele mai incredibile orchestre pe care le-am auzit vreodată. Deci, un program pe care l-au făcut, o două ore aproape de concert, sau nu știu cât a durat, că durează enorm, și dacă tu asculti concertul ăla, n-a auzit o greșeală la un instrument. Nu un acord fals. Nu auzi, zici că cânti cu cea mai bună orchestră din lume. Și sunt vreo 10 orchestre la nivelul ăsta în Germania.
Adică orchestre care poate să fie considerată cea mai bună orchestră din lume. Cum ar veni Filarmonica din München, orchestra Bayerische Rundfunk. Amândouă două orchestre fenomenale, senzaționale. La fel, Sud, toate orchestrele radio. Orchestra de Sud Radio, Stuttgart, Hanover, Hamburg Orchestra Radio, Orchestra VDR-ul. Cu toate ai cântat, nu? Și cu toate am cântat, da. Nu cu toate am cântat, cu Südwend, cu asta n-am cântat. Am cântat în foarte multe opere din Germania, în toate cele importante, ca să zic așa, în toate de prima clasă. Chiar și, de exemplu, dacă tu mă întrebi astăzi, după părerea mea, cea mai bună orchestră de opere din lume, orchestra din München, Bayerische Staatsoper. Ești o clasă peste cam orice am ascultat, cu toate că și Zürich este extraordinar astăzi. Și Viena, o orchestră fantastică. Dar acum sunt cu anumite mici probleme pe care le-au ei acolo, cu că n-au un dirijor pe moment, în perioada când asta. Când ai pus trombonul jos din mână și ai început să cânți. Da, n-am terminat. N-am și terminat. Asta vreau să zic, în Germania și mai ales la Hamburg am simțit exact respectul ăsta față de un cântăresc de operă, respectul față de un muzician, și asta mi-a dat foarte mult avânt. Adică dacă n-ar fi fost la fel, să simt că fac o meserie care e extrem de respectată în țara respectivă și respectul față de orice ține... Și față de artist, nu? Hai să spun, și respectul față de casa personală și respectul față de foarte multe lucruri am învățat în Germania. Deci, adică, fond și la urmă, civilizația când germană intri, îți da, face, când intri îți în Germania, când intri în Germania, observ că tot e mai pus la punct, că e organizat și poate chiar până la... organizat până la nivelul de defect. Adică pădurile sunt așa de organizate că totuși copacii sunt unul lângă altul, unele dintre ele care au fost plantate noi, știi? Și zici, mai prea organizat totul. Dar asta e efectiv din respectul lor care l-au pentru ceea ce înconjoară, pentru natură, pentru bunul personal, pentru casa personală. Adică eu am învățat acolo când am locuit, în primul an am locuit într-un apartament în chirie, oricum într-un apartament în chirie, am locuit ani la rând și așa mai departe, nu are importanța asta. Dar era o fundație și Stiftung. Și cine era șef la fundația respectivă erau niște persoane care se ocupau despre tot și deseori am ajuns să ne împrietenim și să fim în contact și stăteam cu ei de vorbă și îmi povesteau cum merg ei în weekend la casa de la țară și mi-au arătat poze și îmi dădeau seama cât de mult lucrează, cum își tăiau iarba și câtă grijă aveau de casa respectivă și cu cum vorbeau despre, adică, cum să spun, la noi în România, că un om în weekend nu face nimic, poate că e nevoie să spele hainele și spală hainele, dar sunt... Să mai schimba. Și nu, da, să mai schimba, nu toată lumea, dar nu-i ca la ei. La ei și în weekend, sâmbătă, duminică, ai vezi că 8 ore se duc și lucrează la casa respectivă ca să arate tot ok. Și de-aia e la nivelul la care e țara respectivă, pentru că asta e o în sângele lor de a-și avea grijă de ceea ce au, știi? Gândește-te că acum la Cluj te-ai întâlnit cu o familie care, de care ai fost foarte, foarte, pe care apreciezi foarte tare, fiindcă ei vin acolo unde locuiești și ei fac, ei dreg, ei fac curățenie, ei aduc, Da, aici unde nu? Locuiesc, aici la Cluj. Deci există. Da, da, băi, bun, și în România s-o schimbat. Bine, civilizația... Eu sunt extrem de impresionat de cât s-a dezvoltat Cluj în ultimii ani, adică de fiecare dată când intru și chiar mă gândesc că au recuperat. Acum nu mai simt așa diferența când intri din Ungaria în România, cum era pe vremuri, că ziceai, ești într-o țară mult mai dezvoltată și intri în România și nu mai e așa dezvoltată. Adică deja lucrurile sunt mult mai echilibrate și eu sunt impresionat de cum s-a dezvoltat Cluj, adică câte rezultate extraordinare sunt, italian adevărat, francez adevărat, adică sunt niște lucruri care, cum să spun, deja ai în România tot ce ai nevoie, știi, într-un fel. Încă tot nu suntem la nivelul la care am putea să fim. Nu suntem din punct de vedere mental, nu suntem acolo. Dar nu e vorba de mental, e vorba de că totuși mi-aș dori că oamenii să trăiască mai bine, că mi-aș dori că oamenii să aibă salarii mai mari și mi-aș dori să văd că pot să-și permite să-și cumpere ce-și doresc și așa. Cu toate că la sfârșit sunt numai lucruri materiale, dar știi cum e, când le ai, ți-e foarte ușor să zici că și dacă nu le ai, nu e o problemă. Când ți le dorești, e destul de greu în viață, știi? Adică, nu, înțeleg lucrul ăsta. Dar mă refer la faptul că e clar mult mai bine decât înainte și nu se compară cu comunismul și cu perioada respectivă, adică, nu, știi și tu, nu, să povestesc eu. Dar mi se pare că e mult mai bine totul. Acum ai terminat? Da. O să mă duc la următoarea? Da. Că mi-e frică. Da. Foarte mult vorbești. Ce scuze? Fantastic ești. Nu, n-am crezut. De fapt, cum n-am crezut că doar te cunosc de 70 de ani? Ghiță, când ai lăsat trombonul jos din mână și ai început să cânți, ce s-a întâmplat la tine? Ce faină întrebare. Ce s-a întâmplat la tine în cap? Eu mi-am dorit totdeauna să cânt. Și
Eu la 15-16 ani cântam în liceu de muzică și ăștia știu, foștii mei colegi cântai de clasă. Deja? Da. Cântam, dacă se poate spune, nu cântat, că mergeam și făceam al pari di voi. Și colegi, asta din prologul din Paliace, am avut practic două plăci acasă, una era cu Emiliu Iurașcu, o voce superbă de bariton și cântat minunat. Și l-am imitat foarte mult pe Emiliu Iurașcu, știi, cântând așa prin casă, datorită faptului că Sandu, fratele meu, era și cântăreț de operă și eram îndrăgostit de operă, am fost toată copilăria la operă, nu, să-l văd pe la spectacole. Îți plăcea? Așa a început. De la început, de când m-am născut, de la 6 ani. Și la trombon erai foarte bun, că erai foarte talentat. Foarte bun, așa. Adică nu am avut un sunet frumos, n-am studiat cât trebuie, nu. Adică tehnic n-am ajuns la nivelul care și putea să ajung nici departe. Adică, dar când cântam la trombon, suna cum trebuie și făceam muzică, ceea ce mulți dintre interpreți nu reușesc să facă. Chestia asta, adică, sau ce nu au nivelul contează. Ăla de profunzime în inteligență muzicală, să zic, știi? Și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, am fost un trombonist foarte bun, dar dacă mă întreb din punct de vedere tehnic, am avut colegi care erau mai buni ca mine, adică fără bine, nicio discuție. Bine, tehnica asta se poate face doar prin studiu, nu cred că poți să ai o tehnică pur și simplu. Nu, păi mi-aduc aminte că am făcut, știi, este dublă staccatură la trombon, trebuie să faci ta-dam, ta-da-da-ta-ta-ta-ta-tam, știi, să zic, să faci o chestie de asta și faci ta-ca-ta-ca-ta-ca cu limba, știi, că să faci dublă staccatură, faci ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta, să faci ta-ta-ca-ta-ta-ca-ta-ca-ta, asta e triplă staccatură, știi, ta-ta-ca-ta-ta-ca-ta-ca-ta. No, și când faci tripla asta staccatură, dacă faci tam, tra-da-ta-ta-ta-ta-ta-tam, știi, câteodată o folosești. Stai, da. Și asta ca să eu învăț, de exemplu, era o piesă asta, Dansul Maghiare, pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, ta-ga-da-ga-da-ga-da-ga-da-ga-da-ga-da-ga-da-ta-ta-ta, și ca să o studiezi, o fiți la trombon, trebuia efectiv să poți să faci, dar o chestie să faci așa, n-am reușit să studiez, dar asta sunt care cântă fără probleme și sunt care cântă piese mult mai grele ca Dansul Maghiare. Și la trompetă e foarte greu, mult mai grele, da. Da. Păi astea vreau să zic că am făcut toate concurs cu colegul meu, fantastic violoncelist, solist în România, Răzvan Suma. Am făcut concurs care studiază mai mult și am început dimineața la 8 și am terminat dimineața la 11, noapte la 11-12, la concursul național de interpretare de la Baia Mare, unde am luat primul întâi, eram într-o 11-a. Și într-o zi am învățat dubla staccatură. Deci chiar atât. Am studiat până când m-a avut negru în mână, deci toată mâna aici mi era neagră, aici aveam o groapă, aici am avut o groapă ca așa se ține, știi, toată, da, și de la lama eram negru. Așa de tare m-a durut mâna că nici n-am mai putut să dorm de durere și buzele îmi tremurau de la aproximativ 13 ore de studiu. Dar a doua zi nu trebuie să mă încălzesc. Deci, și nici a treia zi. Deci, poți să încălzi pe o săptămână. Abajur. Da, și cam cânta la tubă. Știu, mi-am cam te da. Când mi-au văzut buzele și a zis că nu, ia tuba. Tu de la tubă. Ia tuba și du-te. Și gura mare. Știi? Când totdeauna cu gura mare, așa că... Nu, mi-am închis o armată. Bun. Ce chestie. Ghiță, cu tine nu se poate. Și dar nu mai întrebat de ce m-am mutat de la trombon. Pentru că nu te-ai mutat. M-am mutat. Eu știi cum văd eu. Te văd așa că ai venit cu trombonul, ai pus trombonul și ai început să cânti. Am terminat la trombon și trebuie să gândești că eram destul de bun în sensul că am cântat și într-un quartet de trombon cu Mircea Neamț, unul dintre cei mai mari tromboniști care l-au avut România vreodată. Și fiul său astăzi, Leonard Neamț, și tot un fantastic trombonist. Sună nasul. Era cel mai extraordinar trombonist. Dar nu, dar pe ca și instrumentist. Și așa mai departe și no. Și am cântat și cu el acolo puțin în quartet. Eu n-am, probabil că dacă fi aș studiat la trombon și m-aș fi ținut de trombon, aș fi ajuns un trombonist foarte, foarte bun, dacă aia era pasiunea mea adevărată. Dar n-a fost, pentru că mi-am dorit să cânt la 16-17 ani și mi-aduc aminte și acum că profesorul de trombon în clasa 12 încerca să-l convingă pe tatăl meu să dau la trombon, nu la canto, că să nu mă irosesc așa. Ce nebunie asta să dau la canto când sunt trombonist așa de bun. Ai studiat ceva de când ai pus jos trombonul și până când ai dat la conservator? Ai luat ceva ore de canto, zic? Sau pur și simplu te-ai dus? Da, pe la 16 ani am început ore de canto cu, asta n-am știut, cu domnul Boșca, care a fost acolo filarmonicii, tatăl lui Horatiu și al lui Septimiu. Și am făcut aproape 3 ani am făcut cu el. Și n-am învățat nimic greșit de la el. Am învățat multe lucruri bune și nimic greșit. Am avut noroc, pentru că am început cu un profesor bun. Adică, practic, m-am și dezvoltat mult singur, dar el nu m-a învățat nimic greșit și ce am învățat de la el a fost totul pozitiv. Asta, ce important, știi? Impresia mea era că astăzi ai lăsat jos trombonul și mâine cântai. Asta am impresia făcut, mea. Dar n-am făcut multe ore de canto. Hai să spunem că am făcut 2 ani, știi? Așa, dacă e așa, am făcut 2 ani. Dar cred că n-am făcut mai mult de
nici măcar o oră pe săptămână. Adică am avut, săptămâna asta am făcut o oră, după aceea săptămâna viitoare am făcut două și după aia am avut o lună în care l-am făcut. Deci a fost așa cu pauză și cu... În total am făcut, să zic, vreo 20 de ore de cantul înainte să la cons, probabil. Ai cântat și într-un cor. Am cântat în Viva la Muzica. Viva și la de Muzica. Fapt, de fapt, cu domnul profesor Francis Mureșan și ne-am dus în turnee și mi-aduc aminte că a fost primul contact cu lumea occidentală și ce impresionat am fost și cum mă simțeam, parcă eram în Războiul Stelelor în Germania, Anglia sau în alte țări care nu erau România și asta era după Revoluție, bă, să dați seama, aveam 15-16 ani prin anii 93-94-95 și după ce m-am dus, am intrat în corul Viva la Muzica, ne-am și cunoscut oameni minunați, deci era corul plin de oameni amatori. Da, unul și altul, un profesor de acolo, un profesor de dincolo, un oameni absolut minunați. Adică așa o atmosferă frumoasă a fost și așa niște ani atât de superb că și astăzi mi-s așa de mult îi iubesc pe acei oameni și na, n-are importanță. Tu așa ești, ți-e place să iubești. Dar a fost fain. Da. Dormeam prin parcări, vai de capul nostru, dar vreau să zic că ne distram în autocar. Atât am învățat de la ei, că unii dintre ei erau profesori universitari. Deci erau personalități, știi, în corul respectiv. Și da, veneau de amorul artei, de amorul artei veneau să cânte. Și mi-am cântat că am fost și la așa am fost la primul meu concurs de canto, care a fost, cred că, pe la 17-18 ani. Ne-am dus în Anglia, în Middlesbrough. Am și video. Am cântat Progul din Paiață și era în cor, a cântat și... Era și soția lui Franco, care e pianistă, nu? Și, Adina. Și cu Adina am cântat atunci, acompaniat la... N-aveam nici notele. Și le-am scos de reștul meu ca să particip, că era un concurs care, la care nici n-am vrut să merg, dar pentru că dacă era acolo, acolo, am zis, hai să facem. Și eram fost și eu și Tatiana Lisnic și Liliana Cocioarba, sau nu mai știu cum o cheamă. Liliana Dumitrașcu. Cred că sau nu știu. Nu. Tot o soprană superbă din Republica Moldova. Așa, înaltă, înaltă și blondă. Liliana, nu? Da, din Republica Moldova. Da, nu vine numele acum. Liliana cu... Da, Lili era, sigur. Lili, da. Noi ziceam Lili și era așa de înaltă. Ne cerem scuze, Lili, dacă te uiți la video ăsta, că acum nu ținem minte exact numele tău de familie. Sună-ne, te rog, bine, când ne auzi. Ideea e că, așa, de la o zi la altă am zis să facem și m-am cântat. Am cântat... Prologul. Lașa Chiopianga și Prologul din Paliace. Și mi-a dat un premiu care nu a existat, pentru că, da, aveau numai două premii. Și așa de mult le-a plăcut, și mai ales la o doamnă care era profesoară și fostă cântăreață. Am și video cum povestește și explică că ce talent am și că n-ar trebui să cânt Prologul din Paliace. Și așa mai departe. E foarte fain video. L-am pe video tot. Și au inventat al treilea premiu. Am și câștigat, cred că 100 sau 200 de pounds atunci, ceea ce erau foarte mulți pentru turneu. Îți dai seama, i-am spart a doua zi. Mi-am cumpărat, cred că, un casetofon cu pești și ceva casete cu muzică. Oricum, i-am cam spart un rău. Numai că i-ai dar a fost drăguț, a fost drăguț. Știi că am câștigat chestia asta acolo și... No, a fost... Mi-a dat un impuls și, practic, poate nici n-aș fi astăzi cântărești de operă dacă Francisc Mureșan nu ar fi zis că am voce. Pentru că el m-a ascultat prima dată și practic cu el am făcut primele vocalize și a zis că am voce și că aș putea să cânt. Deci deja din liceu te duceai la... În 16-17 ani atunci la Viva la Muzica, da. În liceu eram, într-o 9-10-11. Și Franco ți-a zis, hai, da. Lăsa în cor la asta. Da, dar știi cum e? Eu practic nu sunt neapărat un... Apare o operație că zic asta, știi? Nu sunt cântăreț de talent. Adică eu nu am ajuns așa de bun. Nu, adevărat. N-am ajuns așa de bun sau ca să zic așa de bun deci, sau să talent, dacă n-aveai talent, n-ajungeai acolo unde ești acum. Eu dacă îți pun înregistrări cu mine, de când eram tânăr, o să râzi. N-are importanță. Talentul l-ai din naștere, că după aia ai avut inteligența și modalitatea și ai găsit. Nu, vreau să zic că sunt cântăreț mai mult făcut decât un cântăreț din talent și cu talent te-ai născut. Cunosc alții care s-au născut cu mult mai mult talent, okay. Adică s-au născut cu talent. Sunt. Adică, practic, și cu voce și cu cântat natural. Adică, majoritatea cântăreților de muzică populară sunt așa, cu talent. Adică, s-au nasc și cântă de la natură. Eu n-am fost așa. La mine s-a format. Eu când am scutat primele sunete, n-am avut nici vibrat în voce. N-am scos primele sunete. Adică... Eu știu că în anul întâi când te-am ascultat, noi toți eram pe spate, nu? Da, asta în anul întâi deja studiasem de 2 ani. Da, dar eu nu știam lucrul ăsta. Ne acum gândeam ce cauți la conservator. Știi? Da. Dar n-ai stat mult. Asta e.
Iar un hobby de-al tău este nu Star Trek, ci Războiul Stelelor. Da. Să postez de ce? Da. În primul rând, toată viața mi-am dorit copil cel mai mult când am născut și pe la 4, 5, 6, 7 ani, când m-am născut, nu știam ce se întâmplă, dar la 4, 5, 6, 7 ani mi-am dorit să fiu astronaut. Eram obsedat și mă uitam la toate emisiunile cu Terence Cuplădia și mai ales când era ceva despre stele și despre zburat în spațiu, eram fascinat. Știi că sunt foarte mulți ciudat, copii nu? Care, nu-i ciudat deloc, sunt foarte mulți copii din cadrul artistic care asta își doresc când sunt copii, să ajungă astronauți. Cred. Mi-am dorit să ajung astronaut, după care nu s-a întâmplat, pentru că așa, în România nici nu există practic o instituție care se ocupe de așa ceva. Deși am avut un om în spațiu. Au existat un pic, da, au existat, dar nu știu dacă există în România o NASA a României. Nu știu. Și nu poți să ajungi la NASA, sau nu. Că și plumariu a ajuns până la urmă la NASA. Nu, dar dacă ar exista în România, zic așa, o instituție care să-și dorească să iasă în spațiu și să aibă bani. Adică e complicat, nu? Nu are să discutăm. Oricum, Războiul Stelelor l-am văzut în clasa a treia. Și atunci ați dat seama, după ce mi-am dorit să fiu astronaut, când am văzut că se zboară prin spațiu și așa mai departe, copil fiind, încă foarte inocent și așa mai departe, da, astronauți cu trei ram, am fost extrem de impresionat și probabil că m-a impresionat cel mai mult dintre toate filmele care le-am văzut. Nu Războiul în sine, ci efectiv navele spațiale și zburatul prin spațiu și faptul de lumi noi și Star Trek îmi place foarte mult, ceea ce de obicei la cine e fan Star Wars e contra Star Trek, există un război ca și BMW și Audi, știi? Și Iulia Merca mi-a zis că e Star Trek. Ai văzut? Eu le iubesc pe toate pentru că îmi place science fiction-ul în general, oricum. Dar Războiul Stelelor E ceva aparte, e mai mult de atât, pentru că este probabil cea mai incredibilă aventură care poate cineva să-și o imagineze. Adică e mai multă aventură decât cât există și, cum să zic, Star Trek-ul e mult mai științific. Cu toate că și Star Trek-ul e foarte multe greșeli științifice are, Războiul Stelelor și mai multe. Știi ce adică paradoxal? Multe lucruri care nu sunt adevărate în timp și spațiu. Și acum mi-a venit o idee. Paradoxal e că SF-urile se inspiră, adică sunt făcute din inspirația unui autor care până la urmă inspiră societatea. Că ce zic ei, peste 20-30, acum chiar mai repede, se îndeplinește. Da, da, da. Nu știu cum. Păi Jules Verne a fost printre primii care a fost într-un fel scriitor științific-fantastic. El e tatăl cosmonauților. Da, într-un fel, da. A devenit și mai important pentru mine în momentul în care mama a fost foarte, foarte bolnavă. M-am avut vreo 8 ani de zile cancer și eu am suferit foarte mult, pentru că pentru mine mama a fost stâlpul vieții mele. Și tata, dar tata era cam toată ziua, mergea, lucra, ne susținea financiar, adică tot ce aveam nevoie. El a fost stâlpul familiei, să zic așa, nu? Iar mama a fost stâlpul meu sufletesc până când a murit. Iar în momentul în care s-a îmbolnăvit și... ea a murit când am avut 15 ani și... Tata a murit după aceea când am avut 23, după ce m-am văzut într-un spectacol cu Bărbire din Sevilla, din Cluj. Și a fost o fază ca și când, acum te-am văzut, eu mă duc. Știi, am văzut că ești ok, mă duc. Într-un fel a fost așa, cu toate că deja era, după al patrulea cineva, scurat cerebral, semi-paralizat, deja de câțiva ani de zile și... Nu. Cam așa a fost situația. Adică am trecut, trebuie să înțelegi că toată copilarea mea am fost prin foarte, foarte multe spitale. Adică m-am lovit de moarte și de suferință foarte, foarte mult într-o perioadă în care practic cineva ar trebui să fie vesel și să-și vadă de ce își dorește să facă și să poată să facă una sau alta. Adică poate că dacă nu erau părinții mei bolnavi, poate și-au ajuns altceva în sport astăzi, știi? 100%. Dar veselia aia pe care tu ai pierdut-o, să zicem, în tinereți, în copilărie, o regăsești acum. Că ești un om foarte vesel, ești pozitiv, ești mereu plin de viață. Uite, vezi că... Nu ești pesimist. Da. Ești o fire pozitivă, cu toate ești un că optimist. M-am lovit de moarte și cu toate că și de suferință, mi-am dat seama... Exact asta e chestia, că în momentul respectiv mi-am dat seama că e foarte scurtă viața și că oricând poți să mori. Asta la deja la 11-12 ani, clipă. Să înțelegem, da? Și că trebuie totuși din viața asta să faci maxim. Dacă vrei să ai o șansă de viață și dacă vrei să fii, că asta de fapt, asta ar fi soluția depresiei. Pentru că există oameni, într-adevăr, care sunt depresivi și depresia merge în foarte multe direcții și vine din foarte multe părți. Și am trecut prin depresie. Și am trecut un pic prin depresie, de exemplu, în pandemie. Dar da, nu neapărat pandemie. Pentru că
era nesiguranța viitorului și aia ne-a afectat într-un fel, pentru că vezi acum război în Ucraina în 2023, 2022, 2023, adică cine poate să-și imagineze că în 2022, după o viață în care din istorie am învățat că războaiele nu fac bine, să-ți imaginezi în 2023 să existe un război și lumea să nu poată să-l oprească. Adică, ca, despre asta e vorba. La toată lumea e frică ca să nu se transforme într-un război mondial, care probabil astăzi ar fi fatal. Dar e o aberație și totuși stai să te gândești că nu mi-aș fi imaginat niciodată că se poate întâmpla un război. Știi, înainte de pandemie. Și nu știu, nu. Zilele noastre. Asta vreau să zic. Adică viața e lungă sau scurtă, în funcție de ce noroc ai. Nu, viața nu știi ce ți se poate întâmpla în următorul moment. Nu, cam asta e. Și atunci, ca și copil, am războiul m-a ajutat foarte mult. Adică îmi dădea acest optimism de care aveam nevoie. Dormeam bine, mă uitam la Războiul Stelor și imagineam că zbor. În prestare și asta m-a făcut să trec peste momente grele an la rând. Adică, na, de asta, pentru mine, Războiul Stelor extrem de important. Și, na, e o aberație, știu că pare foarte pueril și pare foarte, foarte, cum să zic așa, copilăresc. Dar eu cred că, într-un fel, chiar și secretul de a nu fi depresiv e să-ți păstrezi un pic din copilărie. Din pozitivismul copilăriei, pentru că știi cum e? Cele mai frumoase momente din viața mea, chiar și acum că stau să mă gândesc câteodată și visez. Și întotdeauna, când eram copil, mă gândeam dacă mora mea, cum o să fie când o să visez, știi? Și cât de greu să-mi fie să mă gândesc, poate că mi-ar fi frică de fantome, cât nu bineînțeles când de părinți. Dar mă refeream, astăzi când visez, sunt cel mai frumos să vise. Ce faci? Știi că ar putea să fie cel mai urâtă vise, pentru că poți să visezi când ești bolnav și poți să visezi prin suferință. Cum i-ai văzut? Eu am fost un copil foarte rău și, cum să zic, un copil foarte rău, în sensul că am chiulit foarte mult de la școală, am făcut niciodată lucruri în asta. Nu m-am rugat niciodată. Năzdrăvan, exact. E cuvântul dur. Am rămas cuvântul corect, adică am rămas repetent în clasa nouă, am făcut multe prostii că nu m-am dus la școală. Am jucat basket la Barițiu și cu Barițiu am jucat basket în nu știu câte meciuri în campionatul interșcolar și nu știu nimeni că nu se revela la Barițiu. Nu știu că tu mă înțelegi despre ce vorbim. Și am jucat basket în echipa liceului de la Barițiu vreo 3-4 meciuri fără ca aia să știe că nu sunt la liceul de Barițiu. Dacă mă nășteam mai târziu, deci ne-am fi întâlnit, că am jucat la Coșbuc. De des am fost eu la Barițiu mai des decât la liceu de muzică. Da. Nu glumesc. Un an, doi. Nu te întreba unde ții numărul? Sau că atunci nu m-a mai întrebat și mă făceam că nu răspund și dispăream de prin zonă și după care cumva mă scoteam de fiecare dată, știi? Și mă întrebam ce clasă ești, a 10-a, ok. Dar nu mă întreba cum te cheamă sau nu știu ce. Ziceam așa, da. Adică, a fost haios, știi? Dacă stai să te gândești. Interviurile mele cu tine trebuie să fie în felul următor, tu singur. De ce? De aia că nu ajung să-ți pun întrebări, că la o singură întrebare răspunzi cam într-o oră. Și asta, emisiunea e foarte scurtă, știi? Cum să fie scurtă? Nu, emisiunea asta e scurtă, da. E numai de 50 de minute, știi? Și cu tine se poate vorbi 50 de minute doar pe un mic subiect. Da. Ne-ar trebui o viață întreagă și mâine poate că nu ne mai vedem. Și de aia vreau să te întreb. Sper să ne vedem. Nu se știe. Poate ieșim și ne pică ceva. Ce mai frumos să visezi acum și acum, de exemplu, deseori când stăm cu Crăciunul de Crăciun cu familia, cu părinții și cu vecinii care veneau la noi sau mergeam noi la ei. Era foarte fain că stăteam într-o casă cu două familii, știi? Noi eram jos și erau sus și familia Marcu. Și doamna Marcu gătea senzațional. Și mama gătea foarte bine, deci nu-i vorba. Și erau extraordinar de tari Crăciunurile alea, vreo în clasa 4, 5, 6, 7, 8 ani, când am fost acolo și încă ai mei erau bine, că practic în comunism, ok. Da, aveam un brad atât de frumos, nu are importanță, cu felinare și așa mai departe. Astăzi nu mai există așa ceva. Da. Ce era foarte fain era că se mânca tot la noi și când stăm la noi mergem la ei și se mânca tot la ei. Deci asta era extraordinar. Și anual a fost la fel și mai veneau tot felul de personalități. A fost și Dumitru Fărcaș, au cântat odată acolo noi și așa mai departe. Adică, da. Mie mi-ai făcut un Crăciun foarte frumos atunci când... Într-unul din ani, nu mi-aduc aminte în ce an, a venit fratele tău acasă și stătea undeva în Andrei Mureșanu și ne-am adunat să colindăm, că am cântat noi atunci cu băieții. Și ne-am dus la el. Și ne-am dus la el și ne-a dat câte 50 sau 100 de euro. 100 de mărci. Sau 100 de mărci. Era mărci, 100 de mărci la fiecare. Pentru mine. A fost foarte mult bani. Fai de capul meu, atât de fericit. A fost și fratele meu, unul extrem de bun la suflet și un om... minunat, adică, na,
da. No, asta vă știți că sunteți frați. Da, m-am dat toată viața extrem de mult, adică fără el n-aș fi reușit, asta e clar. Nici n-aș fi cântat fără el, că eu cânt pentru că l-am auzit pe el. Dacă tot îl auzeai. Ți-aduce aminte că, bine, nu era moment, că ții minte că tatăl tău foarte greu și era la pat. Eu am fost la voi, acolo pe 1 mai, veneam și îți tot ziceam că aveai camera aia sub scări. Și am zis, Ghiță, nu-i bine aici. Nu-i bine că acum nu ai destul aer. Pe acolo m-am îmbolnăvit, acolo am făcut asta. Da. Acolo am dat în astmă și în alergie, din păcate. Nu, ce să fac? Dacă nu aveai geam acolo. Nu-ți dai seama. Am avut un geam. Era un geam, dar dacă geam dădea undeva în dădeam curte. Și oricum nu era. Casa aia nu a fost foarte sănătoasă în perioada respectivă. Trebuia renovată și trebuia făcută ca lumea. Da, și ea foarte multe umezeală. Cât a putut. Dar era și încălzire prin sobă, prin gaz și umezeală în pereți. Deci, nu, așa am... Da. Ghițule, în primul și primul rând trebuie să-ți mulțumesc foarte mult că ți-ai rupt din stai un pic, că ți-ai rupt asta e, vorbești foarte mult și nu-ți dai seama, dar înainte de a termina știu, nu o să termin niciodată, fiindcă foarte mult vorbești, foarte multe ai de zis și foarte multe se pot spune, dar poate că te mai prindem în viața asta, știi, viu acolo sub, Autentic cu Petri este un acronim, ARTA. Vreau să îi dai și tu un sens, din punctul tău de vedere. ARTA? Da, deci hai să îți spun un lucru. Nu în sens al arte. Nu, hai să spun. Pentru fiecare literă dă-mi o definiție. O să-ți dau după aceea, după fiecare. Dar vreau să zic numai o chestie despre artă. Nu facem așa hai cum vreau. Hai să spun ceva. Mă, dacă eu sunt moderatorul, tu trebuie să te iei un pic și după mine. Fac asta imediat. Imediat fac și asta, dar lasă-mă să spun ceva. Ieri stăteam, chiar ieri eram stat. Nu prea ai scos ghițisme astăzi. Lasă-mă să zic o chestie. Nu. Ieri stăteam și, nu știu, m-am lovit la ochi în întâmplare și n-am văzut pentru 5-10 minute, n-am un pic așa. Cum ai că te lovești așa, mi-am dat cu prosopul peste ochi. Ți-o sări pumnul lui Florina în ochi? Nu, în timp ce mă străgeam, mi-am lovit cu prosopul peste ochi și n-am văzut și stăteam și mă gândesc, dacă aș fi orb de mâine, singurul lucru pe care l-aș avea, pentru care ar merita să trăiesc, ar fi muzica. La fel, e pentru un surd, probabil pictura sau artele vizuale sau alte lucruri prin care poate să trăiască. Adică, și deseori am încercat să zic că arta nu e importantă și că ceea ce fac eu nu e o meserie importantă, pentru că meseria de doctor este cea mai importantă pe planeta Pământ. Dar vreau să spun că probabil lucrul care ne-a ținut pozitiv în pandemie a fost arta în orice feluri, de la cinematografie la muzică. La pictură, cred la că muzică, oamenii nu pot trăi poezie, fără. Indiferent cine ești, nu poți fără. Cam asta ar fi. Și acum ce ar trebui să fac? Să iau fiecare cuvânt și să zic... Da, din punctul tău de vedere ce ar fi? La mine îi, să zic eu ce... Da, spune ca să autentic, înțeleg. Realitate, trecut, actual. Așa am găsit eu. Pentru mine asta înseamnă. Și deci să găsesc un cuvânt la fiecare... Nu un cuvânt. Un sens la fiecare literă. Da, poți să-i dai un sens, dacă vrei. Asta e jocul meu de final. Vreau să văd unde-ți fuge imaginația... Sau la ce te-ai gândit dacă vezi acronimul ăsta, ARTA? Absolut. Nu-mi vine un cuvânt cu R. Care mi l-aș dori? Renault. Renault, da, dar nu e așa. Nu e chiar printre preferatele mele. Îmi place BMW și Mercedes și Audi. Lamborghini îmi place. Uită-te, BMW, n-am vorbit despre BMW, Dumnezeule, acolo bine. De amândouă. Absolut. Din punctul meu de vedere, realizare. Tăi, teatru al vieții. Și din nou, adevăr. Sunt patru litere doar, dar înseamnă știu, mult mai mult de atât. Eu știu că la tine astea ți le dau acum eu pe moment, mulțumesc. Ca să fie repede. Așa și dar trebuie repede. Dar e pentru mine foarte mult în esența vieții. Când îți pui întrebări existențiale, cred că arta e unul dintre lucrurile pentru care merită foarte mult să trăiești. Da. Și cu dragoste, împreună. Cu ai zis cum la sfârșit, pentru asta te-ai sacrifica pentru artă. Și te sacrifici până. Nu, neapărat. Nu pot să zic un sacrificiu, pentru că îmi place ceea ce fac. Adică îmi place nu și știu cum m-am obișnuit să fiu pe cine mare. Ce asta am vrut să zic că... De la începutul ăla în care aveam nevoie să mă joc la computer înainte de spectacole, am ajuns acum la acel moment în care efectiv îmi face plăcere oriunde sunt. Și deja știu când un dirijor, dacă are ceva lucruri negative sau ceva se întâmplă negativ în situație, știu cum să fac să iasă pozitiv deja. Și știu că știu foarte multă muzică, mai multă muzică decât
mulți dintre cei cu care cânt și înțeleg mult mai mult despre arta pe care o fac decât mulți alții care sunt la început. Asta și de aia, fiindcă ai trecut printr-un liceu de muzică și... Și pentru că am și studiat, știi cum e, ca și muzica prin sânge. Ca și un neochirurg senzațional care înțelege altfel tot ceea ce ține de creier și despre ce se poate opera și ce nu se poate opera, la fel și eu. Toată viața m-a ocupat exact despre sunete și despre, da, și despre tehnică vocală și despre... Vezi, am 47 de ani și am început să cânt la 16 și încă la 47 de ani vocea mi-e aproape la fel de proaspătă ca și cum a fost la 20 de ani. Și asta este atât de important în meseria noastră și e așa un drum lung și greu, pentru că e greu. E greu, nu e ușor. Dacă zici că e ușor, e numai o aberație. E greu pentru că e greu să înțelegi cum te poți face să fii, să aibă nevoie de tine. Meseria? Și, nu, lumea. Ah, cum are, teatrele, cum vrea să te folosească. Cum trebuie tu... Trebuie să te gândești că ești un produs, pentru că la sfârșit ești un produs, și în ce sens vor avea neapărat nevoie de tine teatrele? Adică cum poți să ajungi la acel nivel în care teatrele au nevoie de tine? Și cum, adică trebuie să fii tu prima opțiune, știi? Și ține, începe de la cât e de mare arta pe care o faci până când la comportament. Tot e important. Și asta e important, asta am și vreau să zic, că ce înseamnă să fii naționalist și să înseamnă să fii un român adevărat. Să fii un român adevărat nu înseamnă să te dai cu pumnul în pește și să zici eu sunt român și vai ce mândru că sunt român. Să fii un român adevărat e că atunci când te duci pe stradă să nu scuipi în sănătate, să nu arunci cu semințe, să comportamentul pe care îl faci, cu câtă clasă mai mare ai ca și uman, clasă umană și eleganță în orice situație te afli. Și asta am făcut întotdeauna. Pentru țara mea, mai mult decât pentru mine personal. Pentru că asta înseamnă să nu fii egoist. Să te gândești că nu te reprezinți numai pe tine, ci să reprezinți și țara ta. Știi? Pe unde te duci. Să știi că acum, mai nou, cei care se duc în străinătate se comportă și încearcă să preie ce acolo. Dar vin acasă și se comportă la fel ca și când înainte de a pleca. Cum nu știu, nu dau nume și nu știu. Nu știu pe cineva. Asta am observat. Am și colegi și sunt Petrean, un băiat extraordinar care se comportă minunat peste tot. Adică și multă lume sunt care se comportă minunat. Adică eu pe majoritatea colegilor români toți sunt fantastici și minunați și se comportă minunat. Unii fac anumite greșeli. Și eu am făcut precis câteva greșeli la viața mea. Toți facem. Dar ideea e când te duci și vrei să fii român adevărat, exact asta înseamnă să nu aduci o imagine negativă în țării tale. Foarte dacă bine. Poți cât mai mult, să poți să aduci pozitivă. Mulțumesc frumos! Cu plăcere mare! I love you! Doamne. Doamne, cât de repede a trecut și nici n-am apucat să zic momente fericite pe scenă, m-ai întrebat și n-am zis. Foarte mult, da.